În a doua epistola a lui Petru, la capitolul 1, cu versetul 19, stă scris. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Niciodată n-a avut lumea atât de multă informație ca astăzi. Nu poți citi toată viața ce s-a scris privitor la ocupația ta, fie ea și una obișnuită se scrie, se vorbește mult în diverse domenii, iar informațiile uneori eronate sau contradictorii circulă cu o viteză impresionantă. În domeniul sănătății lucrurile stau la fel și oamenii rezonează la tot felul de idei sau concepte devenind uneori propovăduitori zeloși a acestora. Acum câțiva ani, am primit o invitație de la un medic care conducea un departament de promovare a sănătății să prezentăm activitatea centrului de la Podiș. Ce să vezi? Sub umbrela de terapii complementare erau acolo o mulțime de oameni hotărâți să adune cât mai mulți bani. Un medic vindea pe bani mulți niște pătrate din plastic de 10 pe 10 cm care Aveau ceva desene, și la care, dacă priveai 10-15 minute pe zi, ți se echilibrau energiile organismului și nu mai aveai probleme de sănătate. Iar oamenii le cumpărau. Într-un alt spațiu, altă doamnă învăța o gimnastică exotică. Mâinile erau așezate ca și cum ai trage cu o armă. Și trebuia să faci un zgomot interesant cu promisiunea că în acel moment pietrele de la fiere se duc. Era mai mult decât nostim să auzim cum oamenii aceia care păreau instruiți neau ca niște corbi în speranța de mai bine. Dar sunt și unele care au chiar o aură științifică. Este așa de populară ideea că un pahar de vin roșu pe zi îți asigură o sănătate cardiovasculară bună. Are resveratrol, ne-au spus specialiștii. Ce n-au spus este că resveratrolul se găsește în struguri, în fructe și legume de culoare închisă. Este ca și cum ai fuma ca să ți încălzești nasul. Sau Cine n-a auzit ideea că dacă vrei să ai un sistem osos puternic, trebuie să consumi din belșug lactate. Și dovezile confirmă reversul. Ce să mai zici despre beneficiile, în ghilimele, ale cafelei? Ești cumva confuz privitor la studii sau mituri spulberate după ce vor fi adunat profituri mari? Nu uita. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare decât orice. Cercetează-l și vei avea informațiile cele mai sigure.